După ce miercuri a trecut, Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a decis rezilierea contractului pilotul 3, Ilia Holdea, al autostrăzii de Vaslui-Lugoj, emițând facturi de penalizare de 73 de milioane de lei, a venit replica antreprenorului spaniol. Constructorul consideră că lotul 3 putea fi recepționat pe data de 13 august, însă Ministerul Transporturilor a refuzat acest lucru, invocând 60 de neconformități tehnice pe durata lucrărilor, iar acum partea spaniolă nu exclude posibilitatea de a da statul român în judecată pentru nerespectarea contractului. Noi ne dorim să găsim o soluție care să mulțumească toate părțile implicate, să deblocăm situația actuală. Din păcate, până acum ne-am lovit de un refuz total din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Am avut discuții în ultima perioadă, inclusiv cu Ministrul Transporturilor, fără rezultat. Domnul ministru Cook a decis, fără bază legală, rezilierea contractului. Am avut întotdeauna deschiderea de a continua și finaliza acest proiect, chiar dacă asta a însemnat pierderi pentru noi. Acest blocaj inventat de autoritățile române, din cine știe ce motive obscure, ne determină să ne gândim foarte serios să facem plângeri penale și să acționăm statul român în judecată. Se arată într-un comunicat emis de constructorul spaniol de pe autostrada de Vaslui-Lugoj, care mai afirmă că partea română îi datorează aproape 100 de milioane de lei. Conform contractului inițial, tronsonul de autostradă trebuia să fie dat în folosință în data de 27 mai 2016, în viitor trebuind a se mai face două ecoducte între Holdea și Coșevița, pentru a se putea circula fără întrerupere de la Deva la Lugoj.